N-ai PS5? Dar sunt șocată, sincer! Adică nu pot să cred așa ceva! A, nu! Stai! Ba da! E, că să fă! Trecem mai departe! Acum ai citit titlul acestui clip, ți-ai dat seama ce vreau să bolborosesc, mi-am exprimat revolta față de lipsa de stocuri, așa că hai cu... Dar înainte să ne aruncăm direct cu capul, hai să vedem în primul rând ce exclusivități are PS5 de nu pot fi jucate în altă parte. Începem cu acest platformer drăguț care evident are în vizor o audiență care încă numără doar până la 10 și doar pe degete. Și nu mă refer la țăranul român cu două clase și alea la grădiniță. Iar când spun țăranul român cu două clase și alea la grădiniță, nu zic doar despre ăla care n-are apă din perete neapărat, ci și de cel mai periculos tip de țăran, țăranul de oraș. Un bebeu! În fine, jocul este exclusiv pe PS5 și nu vrei să-l ratezi dacă... A? Ce scrie în josul paginii? Oh, Doamne, aia nu e de bine. Păi, hai să vedem cu altul. Sigur stă treaba altfel. Final Fantasy 7 Remake Intergrade e exclusiv PS5 și oh my god, ăsta e și pe PS4. Cum, întrebi tu? Adică e practic același lucru, doar că unul arată mai fancy, merge în 60 de fps, iar jocul nu rămâne neschimbat și experiența e identică? Răspunsul e da. Hai să vedem cu altul atunci. Horizon Forbidden West urmează să apară anul acesta și va rupe stai puțin. Președintele PlayStation Studios a zis oficial că e gata când e gata și că nu-l vor grăbi, iar trailerul nu are dată de lansare, deci prin 2022, prin februarie, bănuiesc eu, dacă nu chiar prin primăvară, martie, ceva pe acolo. Dar și când apare doar pe PS5 va fi... Ok, cool. Următorul atunci. Bine, bă, hai dă-o dracu de treabă cu ăsta, chiar n-ai cum să... Deci chiar încep să mă enervez, hai să le dăm la foc continuu să nu mai pierdem timp. Gran Turismo 7 cu Ray Tracing, cu alea, bă, sigur trebuie să fie exclusiv PS5. Tot șeful de la Sony a spus că vine și pe PS... Ok. Bine, mai e loc de altele, sunt destule jocuri pe listă. Ce spuneți de Miles Morales? De fapt, stai, cu ăsta n-am nimica, fiindcă a fost asumat de la început. Nu e problemă. Dar cum sună Death Stranding, Director's Cut? Ăla e doar pe PS5. Ha! Ia-o pasta. Nu, stai, greșeala mea. Adică, da, apare doar pe PS5, inițial cel puțin, dar credeam că e alt joc sau ceva. De fapt, e același cu mici modificări care nu vor schimba povestea principală pe care o poți juca pe PS4 și pe PC. Aha, am înțeles, ok? Băi, deci pe Kena îl aștept cel mai tare dintre toate, fiindcă știu că apare în august, acușica. Pe PS4, ok, 5 și PC. Super! Măcar nu trebuie să scormonești planeta pentru un PS5, fiindcă nu-l găsește altundeva. Bun, care următorul? Astro's Playroom? De mai pomenit. Ăsta pe ce mai vine în afară de PS5? Pe Switch? Nu! Stai, în sfârșit chiar am dat de un exclusiv 100% pur? Haleluia, Cristi din ceruri fie prea slăvit! Acest platformer vine chiar gratis pe fiecare PS5, fiindcă e ca un tech demo pentru DualSense, adică îți arată ce poate controllerul. Jocul e foarte ok, nu va rupe norii în topuri prea curând, dar este o experiență pe care aș îndrăzni să o numesc unică. Asta din cauza controllerului, bineînțeles. Și acum, dacă revenim puțin la premiza acestui clip, ce ai putea să joci similar și pe ce platforme? Primul răspuns... A fost chiar sub nasul tău în tot acest timp! Băiatul Sac, care e și pe PS4. Și e mai bun ca joc decât Astro. Altul ar fi New Super Lucky's Tale, care e același lucru cu Sackboy. E simplu, mai e și Mocha pe Game Pass și nu ai nevoie de PS5. Doar de un Xbox seria nouă sau PC. Sau Switch. Sau seria veche de Xbox. Sau PS4
sau 5, mă rog, fără 5, că ăsta e scopul. Iar dacă vrei ceva mai complex puțin, poftim Spyro The Reignited Trilogy de pe PC, toate Xbox-urile, PS4 și Switch. Ok, suntem bine, hai că ne-am intrat în ritm. În ritm cu remake-ul Demon's Souls, iar ăsta chiar arată next gen, sincer. E doar și doar pe PS5 și pentru nebunii după RPG-uri care adoră ceva challenging, este perfect. Bine, acum experiența centrală e și pe PS3, dar sincer nu te mai poți întoarce și să spui că e la fel după ce vezi cât de bine se mișcă și arată ăsta nou. În fine, probabil știți și voi ce urmează să recomand în loc. Încep cu Dark Souls 3. De ce 3? Fiindcă 1 e prea învechit, da, chiar și cu Remastered. Pe 2 nu l-am jucat, sincer, dar și acela nu mai arată ca atunci când era tânăr fecior, iar 3 încă arată foarte bine la setări maxime. 3 este și preferatul meu din serie, îl găsești pe PC, pe Xbox și pe PS4. Și nu menționez de Bloodborne, Sekiro sau Nioh, fiindcă fiecare dintre acestea sunt diferite în felul lor față de Dark Souls, care este cel mai apropiat față de Demon's Souls. Oricum, nu m-ar surprinde dacă Sony ar aduce cumva Demon's Souls pe PS4, sincer. Nu cred că ar fi imposibil. Scade mult din rezoluție, scoate toate efectele de particule, ceață volumetrică și așa mai departe, practic dă totul la low, îl lasă în 30 de frame-uri și mai ales au 115,9 milioane de motive să facă asta. Ratchet & Clank, al cărui probabil cel mai bun review din lume îl poți găsi în dreapta sus, este exclusiv, deocamdată cel puțin, pe PS5. Acum, ce ați putea juca în locul lui? Poate alt Ratchet pe PS4? Zic și eu. Iar dacă nu ai PS4, ei vezi tu, aici recomandările vor deveni puțin bizare. Aș recomanda în primul rând Crash Bandicoot 4, fiindcă e mai ușor decât trilogia Remastered, dar ia-o și pe aia în calcul. Este pe Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X, Xbox Serie S și Microsoft Windows. Arată incredibil, se mișcă excepțional și cel puțin spre final este o rundă pe care nu știam cum să o absorb la cât de superb arăta. Iar a doua recomandare este Doom Eternal. Ok, poate sună ciudat, dar sincer nu e. Rift Apart are secțiunea de combat care aș putea să o descriu ca Doom pentru copii sau începători. Aceleași principii se aplică acolo precum și în Doom și nu prea le găsești în alt shooter multiplatform. Returnal este alt joc exclusiv PS5 și tot scopul e să joci, să mori, să reîncepi totul cu unele chestii pe care le-ai deblocat, apoi iar mai joci, mai mori, și tot așa. Acest titlu are ceva ciudat în el care mă face să mă îndoiesc că va rămâne exclusiv pe PS5. 1. Rezoluția lui este upscalată de la 1080p la 4K. Și scuză-mă frate, dar PS5 duce mult mai mult decât Returnal în Full HD, dă un colo de treabă. 2. Sony tocmai ce a cumpărat Housemarque, compania care a făcut jocul, deci poate face ce vrea mușchii lui de acum încolo cu IP-ul. Clar apare și pe PC, asta vă garantez. Fiindcă la 70 de euro nu a rupt vreun top în vânzări până acum. Jocul este excelent, îl ador. Dar, după părerea mea, ar intra cel mai bine în categoria de maxim 200 de ron. Nu știu pe cineva care ar scoate 370 de ron bucuros din buzunar ca să dea pe Returnal. Acum, ce jocuri ar fi în stilul roguelike ca Returnal? Păi, Hades ar fi unul excepțional care are la bază aceleași principii. Adică, da, e total altceva în execuție, dar nu mă grăbi, urmează și shooter. Anyway, nu rata Hades, mai ales că vine pe Game Pass pe 13 august. Risk of Rain 2, care este mega apreciat, ar fi cel mai apropiat în toate cu Returnal. Chiar vine și cu un mare plus față de el, co-op până la 4 jucători. Doar online, nu și couch co-op. E disponibil pe PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows și defunctul Google Stadia. Ok, am lăsat pe ultimul loc un joc de care nu cred că-i pasă cuiva, Destruction All-Stars. Acesta a avut probleme de la început cu fizica din joc, anume la coliziuni, și într-o lume în care ies un milion de jocuri pe lună, cine să mai aibă timp să joace ceva care e doar meh și care arată din mecanici că s-ar potrivi cei drept cel mai bine pe timpul lui Twisted Metal? Și ce alternativă la un joc pe care oricum nu l-ai fi jucat să-ți dau? Simplu, pe ăsta. Formula e dovedită, a rupt de n-a avut aer și asta fiindcă e foarte bine pus la punct și fun în dragi. Ok, doamnelor și domnilor, cam asta a fost cu PS5 cu exclusivitățile lui. Dacă are cineva ceva să spună împotriva sugestiilor mele, aștept comentarii, iar care nu are, precum acum, să-și țină gura pe vecie și să-mi dea dreptate supremă.
sau măcar un like și un subscribe, alea ajută mult. Iar dacă îți place ce fac și vrei să mă susții, linkul de donații e în descriere. Sayonara!